E alertă la Brașov după ce au fost furate de la Spitalul Județean 10 fiole de fentanil, un anestezic asociat cu drogurile de mare risc. Pentru că astfel de cazuri s-au mulțit, ancheta a fost preluată de Procurorii Antimafia, care anchetează trafic de stupefiante în general. Aceeași substanță interzisă era folosită și de prietenii lui Vlad Pascu, tânărul beat și drogat, care a omorât cu mașina doi tineri la 2 mai. Fiolele cu fentanil erau ținute sub cheie la secția de terapie intensivă și folosite pentru pacienți în stare critică. Substanța este un anestezic general puternic, utilizat în tratamentul durerilor cronice și severe. Nimeni din conducerea spitalului nu vorbește despre un cerc de suspecți. Suspiciuni în acest moment există. Nu pot să comentez. Pacienții nu au acces la zona aia ca să fie suspiciune că un pacient ar fi putut lua. Nu și nu pot să comentez. Există riscul să fie ajuns în Brașov? Nu pot să comentez. Gata. Nu pot să comentez, nu știu. Considerat de 100 de ori mai puternic decât morfina, fentanil este pe lista substanțelor interzise în România. Fentanilul a intrat în atenția publică în urmă cu aproximativ un an, când au început să apară cazuri de furturi din spitale sau farmacii. Specialiștii estimează că substanța ar fi de 50 de ori mai puternică decât heroina și poate da ușor dependență. Te deconectează de orice realitate și te plasează într-o realitate unde timpul și spațiul curg mult mai lent și într-o zonă în care nu există niciun fel de percepție a problemelor. Cel mai important risc este stopul respirator, pentru că acțiunea fentanilului la nivelul centrilor respiratori produce oprirea respirației. Fentanil a fost menționat în premieră de DIICOT în cazul lui Vlad Pascu, tânărul care, drogat, a lovit mortal cu mașina doi tineri la 2 mai. În timpul investigației, procurorii au descoperit în casa părinților lui o fiolă de 10 mililitri cu substanța interzisă. Ce medicamente vor și de aici la această oră? Gașca lui Vlad Pascu folosea același tip de medicamente. La nicio lună de la accident, Tudor Duma, zis Maru, tânărul care livra stupefiantele, s-a filmat cum căuta în Spitalul Floreasca substanța de uz medical cu care să se drogheze. Mama, am găsit aici niște chei, bă, care sunt de la niște cabinete după aici, unde sigur sunt droguri. Acum 4 luni, încă un caz de fur de fentanil a fost depistat la Spitalul de Urgență din Pitești. O farmacistă care voia să-i dea substanța unui bolnav de cancer a descoperit că lipseau 25 de fiole. Cu doar câteva luni înainte, angajatul unui mare lanț de farmacie a fost prins că vindea comprimate de fentanil expirate. V-ați gândit cât ați văzut acele Cum ați reușit să filtrați atâtea sumate pastile? Am meritat să faceți afaceri pe seama sănătății. Ce făceați cu cutii? Prins, Coolio și nepotul actorului Robert De Niro sunt câteva dintre celebritățile care au murit din cauza consumului de fentanil. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.